Salut! Numele meu este Cristina Popescu și astăzi o să vă povestesc despre uleiul esențial peppermint de la doTERRA. O să povestim despre 5 utilități ale uleiului esențial de mentă. În primul rând, eu îl folosesc pentru partea de digestie. De ce îl folosesc pentru partea de digestie? Pentru că ajută foarte bine pe partea de balonări, indigestii, arsuri, dacă am mâncat o mâncare mai grea, ajută extraordinar. Pentru copii, dacă ei au mâncat ceva și nu le-a căzut foarte bine, pun în palmă ulei, două picături de ulei esențial peppermint, ulei purtător și masez pe burtică. Îi calmează foarte bine. Ajută de asemenea și pe partea de diaree, constipație, care țin tot de digestie. A doua utilitate este în alergii, astm. Ajută extraordinar de bine pe partea asta pentru că împreună cu lămâia și lavanda, e un trio de lămâie, lavandă și mentă, pus în palmă, o picătură și inhalat adânc, descongestionează foarte bine și ajută la respirație. Avem un prieten care are rezultate extraordinare pe direcția asta. O al treia utilizare pe care noi o folosim în casă, e un mod special, este partea de energie. Pun două picături de ulei esențial de mentă într-o cană de apă, beau și înlocuiește, aproape că înlocuiește de plin cafeaua. Eu nu folosesc cafea, în schimb folosesc ceai negru. Ajută extraordinar de bine. Dacă pun mentă în ceai negru rece, e o combinație ideală. O a patra utilizare este în febră. Dacă noi ca și adulți avem febră, înghițim, punem în apă și bem uleiul esențial de mentă. Dacă copiii au febră, îi dau pe spate, tâmple, tălpi, ceafă și reduce foarte bine febra. Poate să fie în combinație cu uleiul esențial de lămâie. Și o a cincea utilizare este partea de sănătate dentară. E extraordinar de bine pentru mine ca să pot să-mi fac apă de gură, să pot să pun o picătură de ulei esențial de mentă pe periuța de dinți în timp ce mă spăl. Ajută foarte bine pe partea asta. Vă doresc o zi frumoasă, o zi superbă, o zi cu soare, și o zi energică. Ne auzim data viitoare.